Porturi închise, transport îngreunat și afaceri la un pas de faliment sunt doar câteva dintre consecințele războiului din Ucraina. Asta este o situație fără precedent și pentru noi. Din cauza războiului declanșat între Federația Rusă și Ucraina, există în acest moment o serie de contracte, mai ales contractele de transport maritim și fluvial, care sunt afectate de acest conflict, de zonele periculoase. Am avut deja astfel de solicitări, întrucât sunt numeroase porturi în Rusia, în Marea Azov, care sunt închise. Pentru a trece cu bine peste aceste neplăceri, societățile trebuie să solicite un aviz de forță majoră. În acest moment sunt foarte mulți agenți economici care sunt afectați de această situație conflictuală, care pentru ei generează pierderi financiare. Imposibilitatea executării obligațiilor contractuale poate atrage destul de multe neplăceri. Și atunci recomandarea este să își notifice partenerii contractuali cu privire la activarea clauzei de forță majoră. Avizul de forță majoră poate fi obținut de orice societate, de la Camera de Comerț și Industria României sau de la Camerele de Comerț județene pentru atestarea existenței cazurilor de forță majoră și a efectelor acestora asupra desfășurării activităților comerciale.